Bună seara, vă salutăm pe segmentul de dezbatere electorale la Moldova 1 cu doamna Ana Guțu, Partidul Liberal. Bună seara, bine ați venit la noi. Bine v-am găsit, domnule Suru. Pe cel de-al doilea scaun urma să stea Mișcarea Social-Politică Acțiunea Europeană, retras din cursa electorală. De aceea, doamna Guțu, vom încerca o dezbatere cu dumneavoastră și vom vorbi în astă seară despre învățământ și educație. Formațiunea dumneavoastră ce propune nou în acest domeniu? Aș vrea să încep cu faptul că Partidul Liberal are un program de guvernare bine structurat pe cele 10 axe tematice și educația constituie o prioritate pentru Partidul Liberal. Pe parcursul celor 8 ani de guvernare, din păcate, în domeniul educației se resimte actualmente o profundă criză sistemică și această criză este condiționată și de criza economică. Criză ce a început nu doar în anul trecut, anul 2008, ci durează de mai mult timp și este condiționată și de exodul în masă al populației din Republica Moldova, fapt din cauza căruia copiii practic au rămas doar cu un părinte sau fără cei doi părinți care lucrează astăzi la munci peste hotare pentru a-și putea asigura existența cotidiană. Din această cauză, starea deplorabilă în domeniul educației necesită o reformă în profunzime. Partidul Liberal își propune să redreseze situația în domeniul educației și desigur că va veni în primul rând cu sarcina de a reabilita autoritatea profesiunii de pedagog în fața întregii societăți, profesiune care astăzi nu este un secret, nu mai este solicitată de tineretul absolvent al liceilor din Republică și la specialitățile pedagogice, deseori cel de-al doilea tur de concurs este anunțat. Partidul Liberal își propune în primul rând finanțarea adecvată a sistemului educațional până la 10% din produsul intern brut, a se compara cu cele 2,68% în ceea ce privește finanțarea pentru anul 2009, finanțare propusă de actuala guvernare comunistă. Aș vrea să spun că pe parcursul anilor Ministerul de Resort a supus unor experiențe absolut nefaste adolescenții, absolvenții liceilor, deoarece în fiecare an s-au modificat regulamentele de petrecere a sesiunilor de bacalaureat, a modalităților de evaluare a absolvenților la examenele de bacalaureat și din această cauză, reieșind și din experiența din vara aceasta, adolescenții, din păcate, trec într-adevăr prin perioade destul de stresante în viața lor. Mai mult decât atât, pe parcursul ultimilor 4 ani, Partidul de Guvernământ emite hotărâri prin care limitează accesul tinerilor în instituțiile de învățământ superior. La ce duce aceasta? Conform hotărârii de guvern numărul 359, care a apărut la 20 mai anul 2009, până în anul 2014, tinerii care vor dori să fie înmatriculați în universitățile din Republica Moldova, numărul lor va ajunge la circa 15.000, ce este cu 30%, mai puțin decât în anul 2006, de exemplu. Și din contra, din potrivă, va fi augmentat, va fi mărit numărul elevilor în școlile profesionale, școlile de meserii și instituțiile de învățământ mediu de specialitate. Se motivează foarte simplu, se instituie un raport de proporționalitate directă între rata șomajului din Republica Moldova și, vă să zic, non-necesitatea în cadre cu studii superioare. Vreau să vă aduc la cunoștință că datele Biroului de Statistică din Republica Moldova atestă faptul că rata șomajului este mult mai ridicată, anume printre tinerii absolvenți ai școlilor profesionale și instituțiilor medii de specialitate. Și vreau să vă asigur că nu există în Republica Moldova actualmente atâtea tractoare și atâtea strunguri și atâtea mașini de cusut, câte cusutorese tractoriști vom avea în anul 2014. Nu văd logica aici, pentru că totuși e mai bine să fii șomer având o anumită cultură, studii superioare. Foarte corect. Și te descurci mai ușor în viață până la urmă, nu? La urma urmei, exemplul Japoniei, unde 98% din populația are studii superioare, este unul demn de urmat și eu cred că Republica Moldova are nevoie de filosofi. Republica Moldova, din păcate, a fost plonjată într-un obscurantism pe parcursul mai multor secole, dar nu vreau să mă refer la istorie pentru a nu pierde timpul și să revenim la problemele educației. De aceea, Partidul Liberal pledează, în primul rând, pentru o politică echilibrată și judicioasă în domeniul educației, pentru o finanțare adecvată până la 10% din produsul intern brut, pentru micșorarea sarcinii didactice a profesorilor, inclusiv a celor din ciclul preuniversitar și universitar, deoarece să ai două norme didactice și să poți să prestezi o calitate a procesului educațional este practic imposibil. Cu 36 de ore pe săptămână, având 2-3 discipline de predat, minimum 5-6 clase diferite, cu temperamente diferite, cu caractere diferite, este foarte greu să ții piept. Unde mai pui că un învățător trebuie să aibă și suficiente resurse pentru a-și procura
procura o carte, cel puțin o dată în 3 luni, o dată în jumătate de an. Acest profesor trebuie să aibă acces la internet, fiindcă astăzi internetul intră în competiție și cu instituțiile de învățământ, dar și cu universitățile. Deci, dotarea adecvată a bazei tehnico-materiale a liceelor din Republică, atât din contul statului, cât și prin atragerea fondurilor transfrontaliere, deoarece vom beneficia cu siguranță de aceste finanțări din partea instituțiilor europene, este una din soluții și, de asemenea, reducerea cheltuielilor din bugetul de stat pentru ministerele de forță. Putem și avem bani chiar și la acel buget pentru anul 2009, care este cu 17 miliarde de lei, se poate de făcut multe lucruri pentru sistemul educațional. Considerați că este corupție în învățământ la noi și ați putea lupta cu acest flagel, pentru că chiar azi am văzut pe site că niște lucrători ai Ministerului Educației sunt cercetați penal. Azi probabil s-a deschis ancheta pentru corupere în timpul bacului. Da, eu consider că există acest fenomen, fiindcă el nu poate să nu existe într-o țară săracă, unde pe parcurs al 8 ani de zile a guvernat un partid comunist. Aș vrea să-mi răspundeți și dumneavoastră dacă există o țară europeană care trăiește foarte bine și are la putere un partid comunist. Așa ceva este incompatibil, aceste lucruri sunt incompatibile. Flagelul corupției poate fi combătut și nu doar în instituțiile de învățământ, dar în primul rând la nivel de funcționari de rang înalt, fiindcă acolo începe mare corupție. Și aceasta se poate face prin finanțarea adecvată și prin, desigur, politici foarte corecte și echilibrate atât în nivelul preuniversitar cât și universitar, pentru a eradica acest flagel și prin atragerea și participarea activă și a părinților, fiindcă există fonduri. Nu este un secret că părinții strâng bani nu doar în Republica Moldova pentru a-și susține copilul la liceu, pentru a repara acoperișul la liceu, dar și în America și în țările europene. Ele pur și simplu trebuie legalizate și în așa fel să fie o transparență acestor cheltuieli și anumite dări de seamă. Aș vrea să revin la știință, fiindcă m-ați întrerupt, vorbeam despre cercetare și aș vrea să exprim dezacordul Partidului Liberal cu intențiile actualei guvernări comuniste de a comasa Institutul de Filologie și Institutul de Istorie de la Academia de Știință a Moldovei. Ce stat care pretinde a fi stat suveran și independent închide două instituții de bază care de fapt asigură simbolurile unui stat național, dacă urmăm doctrina stata națională. Și aș vrea să spun că nu se poate de ajuns la așa ceva, să fie închis un institut de cercetări științifice în domeniul limbii române, limba care este limba vorbită de majoritatea populației a Republicii Moldova, și în domeniul istoriei. Sunt doi piloni de bază, doi piloni simbolici. Dar, desigur că în domeniul cercetării sunt multe lucruri de făcut. Aș vrea totuși să revenim la normele europene printre care se numără și această cercetare, este concentrată în instituțiile de învățământ superior și în acest sens vom promova în primul rând elaborarea unui cod al educației, un cod al educației care să nu fie unul simplist, trunchiat, ci un cod care să fie în plină concordanță și armonie cu valorile și normele europene. Din această perspectivă, acest cod al educației ar trebui să fie constituit din cel puțin 3 legi. Legea învățământului preuniversitar, legea învățământului universitar și legea despre statutul cadrului didactic. Aceste legi pot fi continuate. Putem să vorbim despre legea în domeniul reglementării cercetării, cu toate că avem acest cod al cercetării și inovării, însă ele toate trebuie aduse la un numitor comun, dacă ne dorim într-adevăr un parcurs european pentru sistemul nostru educațional. Criza în sistemul educației se datorează și insuficienței cadrelor didactice. Cadrul didactic profesoral în instituțiile preuniversitare, din păcate, este unul îmbătrânit, însă le spunem mulțumesc și acelor profesori în vârstă care activează în școlile și liceele din Republică și care au făcut s-au isprăvit cu brio cu sarcinile care stau în fața dumnealor și au educat totuși un tineret care de fapt este la un nivel de dezvoltare mult prea avansat în comparație cu noi, de exemplu la respectiva vârstă. Partidul Liberal își propune să demareze toate aceste reforme și să fie duse până la bun sfârșit, fiindcă există și problema instituțiilor de învățământ preuniversitar, colegiile, școlile profesionale, școlile de meserii. Ele trebuie să aduse toate la un numitor comun și să le dăm posibilitatea absolvenților acestor instituții să absolvească bacalaureat. Doamna Guțu, aveți minutul în care nu intervine nimeni, deși așa nu trebuie să recunosc, nu am avut pauze unde să intervin. Aveți minutul de adresare și acesta este finalul emisiunii. Vă rog, doamna Ana Guțu, Partidul Liberal. Stimați alegători, la 29 iulie vor avea loc alegerile anticipate pentru Parlamentul Republicii Moldova. Partidul Liberal are o adresare către dumneavoastră. În această zi vă rugăm să fiți
foarte activ să mergeți la urnele de vot și să vă puneți la cale Parlamentul și Guvernul. Mă adresez îndeosebi tuturor intelectualilor din Republica Moldova. Îi invit să meargă în satele lor de baștină, să vorbească cu părinții dumnealor, cu rudele, cu prietenii, cunoștințele și să-i sensibilizeze despre importanța votului pe care îl vor da la 29 iulie. La 29 iulie vă invităm să votați pentru libertatea mișcării în spațiul european, pentru libertatea luării deciziilor în construirea traseilor dumneavoastră profesionale și educaționale. Vă invităm să votați drepturile omului, vă invităm să votați Opoziția Unită, care nu a trădat la 3 iunie 2009, vă invităm să votați Partidul Liberal, cel care este cu numărul 4 în buletinul de vot. Și Dumnezeu să ne ajute să dăm jos această guvernare care nu ne-a dus nimic bun. Vă mulțumesc, vă doresc dumneavoastră și formațiunii pe care o reprezentați la 29 iulie să aveți succesul pe care îl meritați.